Cel mai mare concurs de robotică din România, RoboChallenge, a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 8, fiind organizat de Liga Studenților Electroniști și ITTI RoboChallenge, în parteneriat cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației din cadrul Universității Politehnica București. Acest concurs internațional, în care distracția se îmbină cu știința, se adresează tinerilor pasionați de robotică, iar evenimentul va avea loc în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației București. Încă de la începuturile acestei mișcări studențești și tehnice în același timp, am sprijinit această activitate ca sponsor și ca partener media. Deoarece RoboChallenge este un proiect în curs de dezvoltare, un real sprijin îl reprezintă partenerii concursului, printre care și Televiziunea Giurgiu. De 3 ani avem onoarea noi, TV Giurgiu, să fim și sponsori și parteneri media, partener oficial media al acestui concurs. Este onoare pentru mine ca om cu înclinații tehnice și pentru administratorii firmei NovaForce, în speță domnul Florian Nicolae și doamna Vera Nicolae, oameni care au sprijinit alături de mine această mișcare și o sprijină în continuare și cărora le mulțumesc în mod expres pentru ajutor. Anul trecut, studenții giurgiuveni au participat la Viena la concursul anual de profil și pentru că prezența lor a fost apreciată, anul acesta organizarea în România a concursului de robotică a câștigat valențe internaționale. În acest an, datorită participării noastre la competițiile internaționale de la Viena, în speță, concursul care trebuia să fie național de la București s-a transformat în concurs internațional. Între timp au apărut cereri de participare din partea echipelor din Mexic, echipe din Bulgaria, echipe din Turcia, echipe din Polonia, lucru care ne bucură enorm și ne-a determinat să transformăm această etapă într-o etapă internațională, așa cum poartă denumirea. Concursul se va desfășura în zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2015 la Complexul Studențesc LEU, în aula Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației. Noi, TV Giurgiu, vom asigura streamingul acestui eveniment și vom filma și vom transmite în timp, în direct, această acțiune. Vis-a-vis de ambițiile noastre de giurgiuveni de a ne afirma, vreau să mulțumesc unor doi noi parteneri în acest proiect și anume domnului Costel Terehoi de la TCC Construct și a domnului Costin Răduca de la RBC Advertising, pentru că ne-a sprijinit în efectuarea suportului terenului pentru Mega Sumo. Este un lucru pe care am dorit să-l facem pentru că la concursurile internaționale acest suport de teren este prezent peste tot și era păcat ca și la noi să nu fie prezent. Vreau să menționez că în această etapă va fi prezent la București domnul Takeshi Kanai, președintele concursului internațional de robotică de la Tokyo. Și vreau să menționez că pe 6 decembrie vom participa la Tokyo la acest concurs internațional de robotică, unde din nou TV Giurgiu va însoți echipa României și va fi și sponsor și partener media. Cu o tradiție de peste 7 ani, RoboChallenge a devenit cea mai mare competiție de robotică din România, adunând ediție cu ediție peste 200 de concurenți și totalizând un număr de peste 700 de roboți din diverse colțuri ale lumii. Pe lângă participanții deja înscriși la această ediție, printre care se numără și echipe din Mexic, Turcia sau Brazilia, ne putem mândri și cu participarea, pentru al 5-lea an consecutiv, a echipei din Giurgiu, formată din masteranzii Bogdan Istrate și Diana Slăvescu. În ultimii 2 ani, echipa noastră a urcat pe podium pe locul 1 la toate edițiile. La sesiunile internaționale de la Viena, în prima fază am urcat pe locul 6, iar în anul acesta, în primăvară, pe locul 4. Sperăm la anul să mai facem câțiva pași către locul 1.
Așa cum ne-a obișnuit, și în acest an Robo Challenge aduce în prim plan câteva surprize. Competiția va consta într-un număr de 10 probe, printre care și probe noi, precum Air Race sau Robot Humanoid, orice pasionat putând alege ceea ce îi se potrivește cel mai bine. Vis-a-vis de ediția de zilele următoare de la București, sunt 10 probe stabilite de concurs. Foarte multe echipe străine, așa cum am spus, Mexic, Bulgaria, Turcia, vor veni la București și celelalte centre universitare din Giurgiu, Iași, Timișoara, Cluj, Galați, Târgoviște. Ce este nou în această sesiune este proba de humanoid robot. Este o probă pe care se pune accent, observ, la nivel internațional, pentru că omul își dorește să creeze un robot cu chip uman și care să copieze comportamentul și mișcările omului. Începând cu această ediție, concursul internațional de robotică Robo Challenge este onorat să anunțe un parteneriat cu Fujisoft Incorporated. Premiile oferite constau în 3 invitații pentru câștigătorii probei Mega Sumo în Tokyo, Japonia, timp de 7 zile, în vederea participării la concursul internațional All Japan Robot Sumo Tournament. Echipa giurgiuveană va participa cu robotul său consacrat denumit Wolf, cel care a câștigat locul 1 la categoria Mega Sumo și care a luat un onorant loc 4 anul trecut la Viena. Wolf va face echipă cu Flex, dar mai ales cu Schrödinger, un robot de producție nouă de la care se așteaptă multe. Alături de Flex și Wolf am început construcția unui nou robot, sper să-l terminăm la prezenta ediție. Se numește Schrödinger, adică tăietorul în bucăți sau tăietorul în felii, distrugătorul. Proiect care are cele mai noi inovații și echipamente în construcție. Din păcate, participarea echipei giurgiuvene la acest prestigios concurs a fost susținută, cum am spus, de către sponsori, persoane sau firme private, dar nu și de către autoritățile locale. Am încercat în acest an să obținem sprijin financiar de la autoritățile locale și județene și acest lucru nu a fost posibil. N-am înțeles niciodată de ce sume de ordinul a 2.000-3.000 de lei sunt așa de greu de procurat la nivelul unui județ, în contextul în care foarte mulți bani se duc pe lucruri la care eu nu le găsesc sensul și doresc să punctez acest lucru și să atrag atenția autorităților să plătească inteligența, să plătească inovația, să nu mai plătească lucruri care le este în folos personal din punct de vedere politic. Este un lucru foarte urât din partea dânșilor. Prin acest comportament îi gonim pe acești oameni creativi, cu inițiativă, îi gonim din țară și ne mirăm de ce aici nu se face performanță, de ce aici nu se face inovație, de ce aici nu se face cercetare. Sper să fie un semn de alarmă și să mediteze la acest lucru și să plătească inovația, cercetarea și știința. Cu rele, dar mai ales cu bune, ediția din acest an a concursului Robo Challenge înseamnă pentru echipa giurgiuveană mai mult decât participarea la un concurs internațional. Înseamnă continuarea unei tradiții. La această ediție am un scop personal, pentru că membrii echipei cu care am plecat la drum în acest moment sunt masteranzi în electronică și, din câte observ, vor pleca din această țară. Vreau să aduc în echipă noi tineri giurgiuveni care încep acum facultatea de electronică și vreau ca noi giurgiuvenii să continuăm această tradiție de a participa la astfel de concurs și să ne demonstrăm inteligența și tenacitatea caracteristică giurgiuvenilor. Așadar, în zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie, o echipă formată din 2 masteranți giurgiuveni vor participa la ediția 8-a concursului internațional de robotică, Robo Challenge. Televiziunea Giurgiu va transmite în direct aspecte de la acest concurs, cu speranța că echipa noastră va avea un nou succes.